Oh,
ce de unde? Ce cuza? Oameni buni, durerea e mare. Eu prin aceste evenimente am trecut la vârsta de 9 ani. A rămas 4 fete și un băiat, eu eram singur, cel mai mare aveam eu 9 ani, 10 ani. Cea mai mică era Lenuța, sora mea, care vrea să sugă țâță de la mama și mama era în secret cu meseria Robeca. Ascultă bine, omule. Pentru dumneata mesajul acestei sorei Rebecca nu-ți vorbește nimic, a? Ăsta este un mesaj din partea lui Dumnezeu în dreptul meu și în dreptul dumitale. Se vede și viața omului. Omul nu este stăpân pe viața lui. Pe viața dumitale și pe viața mea este stăpân Dumnezeu, lăudat fie Domnul. Scumpă familie îndoliată și întristată, fratele Marius, copilașilor, ce-a rămas în urmă, un copil de 4 ani și o fetiță de 10 ani, fratele Vasile, sora Lina și toate neamurile, văd cu plângeți arde focul. Prezența dumneavoastră mângâie familia, roagă-te în taină și toarnă o căniță de apă peste focul acesta, că arde focul în mijlocul nostru. Nu sta de vorbă cu stânga și dreapta. Roagă-te! Rugăciunea dumitale în taină este o căniță de apăsător pentru focul acestei familie. E greu. Oameni buni, e greu, arde focul. Aici nu mai există putere omenească. Asta este puterea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Toate lucrurile sunt la vremea lor. Dar vremea sorei noastre, Rebecca, a venit de vreme. În loc să-mi plângă ea mie că-s mai bătrân, plâng eu pentru sora Rebecca. După mărturisirile tortur vorbește bine de familia Avram, de familia sorei Rebecca. A fost o fată și o noră binecuvântată în familia lor. Văd durerea fratelui Vasile, sorei Lina, dacă era o soră care nu putea să o iubească, nu era atâta foc. Lăudați să fie Domnul! Oameni buni, frați și surori, încredeți-vă în Domnul! De ce zic lucrul acesta? Că toate lucrurile sunt controlate de Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nimic nu se mișcă pe fața pământului fără controlul lui Dumnezeu. După părerea dumneavoastră, ce ziceți? Cunoaște Dumnezeu focul acesta unde suntem noi adunați? Îl cunoaște, lăudați să fie Domnul. Rugați-vă în taină. Vreau să intrăm într-o rugăciune. Fiecare să se roagă ca pentru el, să se roagă pentru familia aceasta. Ca Dumnezeu să întărească, să începem slujba. Nu o să fiu lung în vorbire pentru că vremea este cum este. Și vreau să intrăm în rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. După Tatăl nostru vom câteva cuvinte, vom intra în rugăciune pentru familia aceasta și să zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și izbăvește-ne de cel rău, că a Ta este împărăția, puterea și slava în veci de veci. Amin. Ne rugăm pentru familie. Doamne Dumnezeule Tată,
Tu cunoști lucrul acesta, Doamne. Te rog să întărești familia aceasta îndurerată și înfocată, Doamne. Te rog să lași Tu putere peste ei, Doamne. Te rog să-i ridici din starea aceasta, Doamne. Doamne, Tu ești tatăl orfanului. Tu ești tatăl văduvei. Doamne, te rog să dai putere, Doamne, socrilor să crească copilașii aceștia împreună, Doamne. Te rog să le dai putere și fratelui Marius, Doamne, care a rămas la vâstra lui văduv. Te rog să-i întărești și să le dai putere, Doamne. Te rog să fii Tu prezent, Doamne. Binecuvântă și acest popor care este adunat în jurul cuvântului, Doamne. Binecuvântă și dă-le putere. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea. Te binecuvântăm și proslăvim numele Tău în vecii de veci. Amin. Câteva cuvinte voi vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. Și vom încheia, pentru că e vremea cum e și vreau să o facem cu toată inima. Oameni buni, ascultați cu mare băgare de seamă că aici nu vorbesc eu, ci vorbește cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Omul nu este stăpân pe viața lui. Stăpân este Dumnezeu, oameni buni. Așa, frați și surori, toate lucrurile sunt la vremea lor, căci nimic nu se mișcă pe fața pământului fără controlul lui Dumnezeu. Căci eu sunt cu voi în orice vreme, zice Domnul. În vremea aceasta, în ziua aceasta pentru familie și neamuri și părinți, Dumnezeu este aici. Dumnezeu le dă putere. Dumnezeu le însoțește. Ascultă ce spune. Și nu te teme că eu sunt cu tine. Chiar dacă treci prin necazuri și prin valea umbrei morții, eu te țin de mâna dreaptă, nu te teme! Familia trece prin valea umbrei morții, oameni buni, dar nu sunt singuri. Este Dumnezeu care le ține de mână, este Dumnezeu care le dă putere, este Dumnezeu în mijlocul lor și în mijlocul nostru. Și vreau să amintesc din nou și prezența dumitale care a însoțit această familie. Mângâie familia! Roagă-te pentru ei! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Și prin valea umbrei morții, eu zic, nu te teme, căci eu sunt cu tine și te țiu de mâna dreaptă. Așadar, încrede-te în mine și nădăjduiește, căci voi da putere și voi întări, te voi izbăvi în aceste necazuri pe pământ. Așadar, omule, care ascult cuvântul lui Dumnezeu, cercetează-te însuși pe tine, nu cu privire la alții. Vezi bine de unde ești cu viața ta, căci ziua de mâine nu este a ta. Noi nu suntem decât un abur care se arată puțire și apoi pere. Omule, fratele, cu o familie îndoriată, vreau să spun cu tărie, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, încrede-te în Domnul, nădăjdește în Domnul. Scumpă familie îndoliată, vrei să te întâlnești cu sora Rebecca? Eu vreau să mă întâlnesc cu ea. Dar știi unde? În ceruri. Ea nu poate să mai vină să se întoarcă la noi. Dar noi după ea putem merge, lăudat să fie Domnul. Să ne pocăim, să ne punem nădejdea în Domnul. La plecarea mea, la plecarea fiecăruia, să ne întâlnim cu sora în ceruri. Că Dumnezeu ne-a promis că acolo unde este El, ne-a pregătit un loc unde este El să fim și noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să mai dau citire la câteva versete din Ioan capitolul 5 și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori, oameni buni, noi ca oameni ne mirăm de lucrul acesta. Ne mirăm pentru că este de mirare să pleacă o fată tânără cu doi copii, cu soț, cu socri, cu familie. E greu. Noi ne motivăm și punem motive, dar Dumnezeu cunoaște pentru ce. Lăudat fie Domnul. Ascultați ce spune în Ioan capitolul 5 cu versetul. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul
și acum a și venit. Când vine ceasul, acum a și venit, cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Nu vă mirați de lucrul acesta. Ne mirăm, Doamne. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Lăudat să fie Domnul! Ascultă bine, omule! Vrei să te întâlnesc cu cei plecați înaintea ta, cei dragi? Fă binele! Mormintele acestea, aceste betoane care se pune peste trupul neînsuflețit, se vor deschide! Ascultă bine! Și morții vor ieși afară, oameni buni! Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, pentru împărăția lui Dumnezeu! Iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată, pentru iad. Nu te juca cu Dumnezeu! Vrei să te întâlnești în cerul cu cei dragi? Pocăiește-te împreună cu mine! Și să facem binele, să nu facem răul! Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și-ți cunoaște totul! Lăudați să fie Domnul! De aceea vreau să mă rog pentru familie îndoriată, din nou o rugăciune scurtă, și vom veni cu o încheiere ca Dumnezeu să le dea putere, ca Dumnezeu să-i întărească, ca Dumnezeu să le dea putere pe cale și să continuă pe calea lui Dumnezeu. Amin. Intrăm din nou în rugăciune pentru familie. Doamne Dumnezeule Tată, te rog să-i întărești, te rog să-i păzești, te rog să le dai putere și tărie, Doamne, încercarea aceasta, Doamne. Doamne, puterea Ta cea scumpă, sfântă, Doamne, sângele Tău cea sfânt, să fie peste ei, Doamne, peste soțul ei, peste copilașii ei, Doamne, peste socrii ei, Doamne, peste tatele ei, Doamne. Te rog să-i întărești, să le dai putere și tărie, Doamne. Binecuvântă și aceste suflete care au însățit cu atâta durere, care au cus lacrimile, Doamne, la toți ne-au cus lacrimile pentru această durere. Te rog să le alini durerea. Te rog să le dai putere și tărie, Doamne. Noi îți mulțumim. Te mărim și slăvim numele Tău în veci, Doamne. Rămâi cu noi mai departe și Te binecuvântăm și mărim numele Tău în veci de veci. Amin. Fanfara să pregătească o cântare spre slava Domnului. Familia, copiii, frații, neamurile, să vă lua rămas bun. De la scumpa noastră, Rebecca. Rebecca, la revedere. Scumpa mea soră, copilul meu, ce scump. Ne întâlnim în ceruri. Și în timpul cântării ești va lua rămas bun. Și după aceea, sufletul, trupul neînsuflețit se va coborâ în capul. Amin. Amin. Thank you.
Thank you.